Salut și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să începem cu chesturile. Avem aici un chest de la War, un chest de level 1, de rank 1 și haideți să vedem ce primim. Avem 4410 gold, wildcard-uri comune, avem din nou comune, rare, avem 15 Electro Giant și o legendară. Haideți să vedem, sperăm să fie Magic Archer-ul pentru că urmează să-l upgradez la level maxim. Dar oricum avem Ice Wizard aici. Oricum avem wildcard-uri pe care le vom folosi pentru a putea maxa Magic Archer-ul. Da, vedem că am ieșit pe locul 1 la egalitate cu OP Elite. Bun. A început deja săptămâna a doua. Dar nu o să dăm meciul la War, pentru că vreau să urcăm la acest reward, 10.000 de gold, care ne trebuie pentru upgradarea cărților. De fapt, cu asta o să și începem. O să upgradăm 3 cărți, încerc să maxez 3 cărți în acest episod. Începem cu Magic Archer-ul. Folosim 2 wildcard-uri. Strângem 20 din 20 și îl ducem în level maxim. Bun, îl facem și star. Vedem că avem suficient star points. Și continuăm cu următoarea, cu execuționerul, pe care da, mai avem nevoie de 20 de wildcard-uri. Și avem vreo 40, putem să le folosim. Și bineînțeles să-l ducem și pe la level maxim. Bun, cu star points. Ok. Mergem acum. Aș vrea să maxez Electro Giant-ul. Și vom folosi Book of Cards-ul de epice. 37 de cărți se vor transforma în gold probabil, dacă nu mă înșel. Da, ba nu, le-am pierdut. Și mai avem aici acest Goblin Drill, dar mai avem nevoie de 8.000 de gold. Și asta înseamnă că dacă reușim să ajungem la acel reward de 10.000 de gold, îl vom putea crește la următorul nivel. Așa că haideți să-i dăm drumul cu meciurile. Să începem cu arcașele din spate. Cred că 2 victorii sunt suficiente, dacă nu mă înșel. Aveam 5833 de trofee sau pe acolo. Deci, cu 60 de trofei ar trebui să ne apropiem de 5900, milestone-ul la care se află acei gold. Bun, s-a dus acolo bine Hogu, reușim câteva hituri și primim aici un o spun mini pe casa, a dus în stânga acel electro, ne blochează un pic mini pe ca din hituri, ar fi dat probabil am fi scăpat de un hit pe turn dacă n-avea electro. Ok, Valkyra nu o să reușească mare lucru, dar vom pune Tesla și sperăm că nu o să luăm niciun hit de la acest bowler. Să punem și arcașele aici. A targetat arcașele, e ok. Oh, și-a mai dat acolo un fireball, sincer, cam degeaba. Nu l-aș fi folosit, dar nu știm cum stă cu elixirul, s-ar putea să aibă mai mult elixir ca noi. Și asta să-i fi permis să trimită fireball-ul. Bun, încercăm un nou atac aici. Trimitem Hogu. Mini P.E.K.K.A. și Freeze. Un pic am târziu Freeze-ul. Dar e ok. Nu va mai reuși niciun hit pe turn. Vom scăpa aici de trupe cu Valkyra. Sacrificăm un hit pe chiar 2 pe turn.
Oh, și nu reușește Valkyra să ajungă. Ar trebui să ne apărăm. Să punem Tesla pe centru și mă trimite Hogu în banu. Trebuie să punem arcașele aici și mini PK-ul. Și haideți să trimitem și Hog Rider-ul. Un singur hit acolo. Excelent. Și ar trebui să-i scoatem turnul la acest atac. Nu știu dacă ne poate opri cu ceva. Dar să rămânem și în apărare totuși. Punem Tesla. Va trimite cu siguranță... Da. Giantul. Punem Valkyra aici. Trebuie să scăpăm fără hit. Bineînțeles, a dat acel fireball, n-aveam cum să-l oprim, dar meciul este câștigat. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva în acest moment. Bun, avem prima victorie. Să vedem, mai aruncăm cu câte trofee, 30 de trofee. Avem și 50 de gold și ajungem la 5863. Bun, deci o singură victorie ne desparte de acest reward de 10.000 de gold și haideți să începem. Spunem, începem din nou cu Tesla din centru. A pus acolo arcașele, a început foarte bine. Haideți să scăpăm aici de prințesă. Aș sincer, chiar nu știu cu ce să începem acest push. Spun mini pack am în spate, acolo Night Witch-ul. Să avem nevoie de arcașe, sperăm să n-aibă Eros. Un push destul de bun, push destul de bun. Hai să vedem dacă targetează mini pack-a, nu, din păcate. Și o să dau un freeze aici. Ieșim destul de bine din acest atac. De obicei atacurile cu golem sunt destul de devastatoare și se lasă cu turnuri pierdute sau un cost de elixir foarte, foarte mare. Dar reușim câteva hituri bune, reducem diferența, chiar obținem puțin avantaj acolo. Da? Scoate Valkyra dintr-un singur hit acea prințesă și să vedem cum vom scăpa de acest Inferno Tower. Am reușit un hit și pe turn cu Valkyra, ceea ce e foarte bine. Da, avem noroc foarte mare că nu are Eros în deck. Un freeze aici era excelent. Nu știu dacă mai și mai are rostul acum. Să punem Tesla. Hai să vedem. Ok, scăpăm de acest atac. Dar cu siguranță are un avantaj de elixir pe față de noi. Hai să vedem acum. Inferno Dragon-ul facem cu... cu arcașele, punem și Tesla aici. Și da, cred că a fost o idee bună să dăm freeze-ul. Scăpăm destul de bine din acest atac. Trimitem Hog-ul. Punem aici arcașele, sper să reușească măcar două hituri. A fost unul singur. Dar important e că în continuare suntem în avantaj. Să dau acum racheta pe cel Night Witch. Venim golemul aici. Da, punem Valkyra. Mini P.E.K.K.A. Și ne apropiem din ce în ce mai mult de victorie. Cred că o suntem la distanță de o rachetă. Plus Eros și încă ceva mai avem nevoie. Nu cred că e suficient freeze-ul. Da, un hit din partea Hog-ului ne aduce victoria în această partidă. Bun, sigur vom primi suficiente trofiuri ca
să ajungem la acel reward. Nu? Din păcate nu. Mai avem nevoie de... corect, avem 33 cu 60, făceam 93. Mai avem nevoie de o victorie. Haide să reușim și această victorie și să ne luăm reward-ul cel mare. O să începem cu Valkyra din spate. Avem și arcașele pregătite. A fost acolo un Firecracker. Hai să dăm Arrow Spell. Deși s-ar putea să aibă Minion Horde sau... Mă rog, Zepisul n-ar fi o problemă. E cam mic. Ne scoate acolo toate trupele. Să sperăm că nu va începe tur. O să-l păcălesc un pic cu fogul. Da, și scăpăm fără hit. Da, aproape să-i scoată acolo Furnace-ul. Și nu vom mai face greșeala să dăm Eros. Oricum nu-l aveam disponibil în cărțile de aici. O să punem Valkyra. Da, și ieșim destul de bine din acest atac. Pierdem Valkyra acolo, dar nu se va apropia prea mult de turnul nostru. Spunem Tesla. Da, aș vrea să înceapă cu ceva din spate, să-i dau rachetă. Ar pune mini P.K.-ul din spate. Poate îl facem să facă asta. No. Da, pune un tank. No, nu o să facem mișcarea. Trimitem aici. Da, nu, nu stau frizul. Deși poate că ar fi fost o idee bună. Rămâne cu o arcaș în viață. Și cu puțin noroc am fi putut chiar să-i scoatem Firecracker-ul. Oricum, avem un avantaj destul de bunicel. Că sunt vreo 700-800 de hit points. Și timpul se scurge în favoarea noastră. Hai să vedem aici. Trimitem arcașele din spate. Și vom da un push puternic acum. Îl va pune mini P.K. pe aici pe undeva. Da, nu reușește să ne lovească hogul. Și aproape că-l scosesem din joc. Un Tesla un pic mai sus. Oricum ne ajunge cu acel lining. În continuare avem avantajul de 800 de hit points. Am Eros degeaba, nu prea... Nu prea ne ajutăm. Ba, ne ajută aici. Da, un pic mai în stânga și am prins și acel... Furnace. Da, se duce Hogu, mai dă un hit pe turn și victoria e aproape obținută. Punem Tesla sus. Mai trimitem o dată Hogul, îți dau și un Eros aici. Da, și avem nevoie de mai mult de o rachetă. Probabil rachetă plus Eros. Facem cycling-ul până la Eros. Punem Tesla. Dăm aici un freeze și ar trebui să obținem victoria. Bun. Mai câștigăm 30 de trofee, poate un pic mai mult, 31. Și cu siguranță acum vom putea colecta gold-ul cu care vom merge în deck și vom maxa, nu vom maxa de fapt, doar vom upgrada Goblin Drill-ul pe care îl aveam de mult disponibil pentru upgrade. Bun, voi am consumat cam tot gold-ul. Putem să facem Star Points și acest Electro Giant
și din nou avem toate cărțile maxate și golduite. Bun. Păi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!